Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2016-2017 se desfășoară până pe 29 iulie, potrivit unui anunț al Ministerului Educației Naționale. Dacă până la sfârșitul săptămânii trecute s-au putut reînregistra copiii care deja au mers la grădiniță, din 23 mai au început înscrierea nouveniților. Perioadele în care aceștia pot fi înscriși sunt 23 mai 17 iunie, respectiv 27 iunie, 29 iulie. Fiecare unitate de învățământ preșcolar este obligată să afișeze numărul de locuri pentru înscrieri în anul școlar 2016-2017, programul de înscriere, criteriile generale și criteriile specifice de departajare în situația în care sunt mai mulți copii care vor să se înscrie la grădinița respectivă. Pentru anul școlar 2016-2017, în județul Giurgiu sunt libere pentru învățământul preșcolar peste 5700 de locuri, dintre care în municipiu sunt libere 502 locuri la grădinițele cu program prelungit și 768 la cele cu program normal. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, în județul nostru nu s-au înregistrat probleme în niciun an școlar legate de primirea copiilor la grădinițe.